Sau și eu am zis la un nou episod din GTA Online aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și nu întrebați doamne ăștia care sunt morți pe jos. Pur și simplu au venit ei aici și au murit singuri. Au murit singuri, s-au sinucis. Nu, asta nu-i pompier, ba da. Ba da, e pompier. L-S-F-D. Fire Department. Los Santos Fire Department. Ma, în primul rând aș vrea să mergem puțin să-mi schimb și eu hainele, pentru că... Uite și tu, plouă și eu am haine de plajă, înțelegi? Adică... Ești pregătit, ai șlapi. Nu-ți mai trebuie nimic. Da, da. La botoși. Salași sau cum ziceți voi, da? Da. Mă prinde poliția. Nu pe mine. Pe tine? Pe mine. A, dă-s Lester. Ce Lester? Ce-ai făcut? Că nu mai există Lester. Am dat cu piciorul în pompier. Încearcă să scap de ei. Ăla mort? Da, bineînțeles. Și stai puțin, dacă ăla e mort și dacă piciorul în el... Care-i logica? Fă dreapta și aici mă. Vrei aici, la ăsta de aici? Am o cu eu. Dacă e ăsta, șmecher. Hai să parcăm. Op. Hai că să vin și eu la voi după ce... Bă, mi s-a zgrea mașina. Cine mi-a zgrea mașina? Cine? Cu cheia. Care a fost? Cu cheia, nu? Da. Bună asta. Bă, dar unde e? Ar trebui să fie aici, nu? Păi e chiar lângă. A, e un pic mai în față. Eu am crezut că e aici lângă. Eu mă să văd ce haine mai lipsă să le cumpăr pe toate. Ia că e claxonează, e merge la ăsta. Hai mă, odată cu Lesterul vieții. Lesterul. Așa, asta. Ia, e pe partea cealaltă. Oricum, nu uitați, dacă vă place seria și vreți să continuăm cu episoade în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Bă, what the fuck, eu tot opresc la alt magazin. De ce? Gata, bă, mă duc nu știu. Sunt eu. Okay. Vin și eu la magazin, vezi? Am scăpat de poliție. Să văd ce haine. Pentru că știi de ce toate chestiile de pe aici, de prin zona, arată la fel. Adică zici că ai putea să intri în ele și de fapt nu poți. Eu a rămas cu costumul ăla de... No, eu zic să ți-l schimbi. Bineînțeles că o totuși, uite, outfit standard. Mă gândesc să-mi pun ceva de gangster, așa, nu știu. Oh, uite cât de mișto e ținut asta. Mai puțin au roller de la gât. Wow, super drăguță e asta. The roller? Ia, să-mi spui cum îmi stă cu the roller. Nu te văd. Păi uite, trebuie să ieși de acolo, de la... Ce faci tu? Păi parcă ești îmbrăcat la fel cum ai fost și hohot. Nu sunt, e altă haine, sunt alte haine astea. Uite cât de drăguț. Da, le știu pe astea. Îți plac? Mie îmi plac astea. Da, simt. Ia uite. Okay. Uite cât de drăguț. A, e mișto, e mișto. Îți place? Da. Băi, și îmi place și apca aia care are cozorocul la drept. Hai să ne uităm puțin în oglindă, ia. Nu știu cum le zice, snap back sau ceva de genul ăsta le zice la șepcile astea. Uitam la tocuri în pisică, culoarea aia cremă. Ah, uite ce toc, acum am văzut care tocuri, what the fuck? Eu nu mai la mă uit, se potrivește cu ce are în cap și atâta. Da, exact. Și tricou cât de cât. Ah, bă, deci sunt cabine de probă, abar n-aveam. Ce, nu știi? Nu. Păi că nu poți să le folosești. Și poți să te uiți în oglindă. Hopa, hopa. Ia să văd ce mai lipsește. Lowrider Classics. Ce drăguț. A, uite, ia veniți aici la oglindă. Veniți la oglindă. Mihai, vin în căci. Stai în țăr. Uite, pe asta am avut-o eu înainte. Hainele astea cu roșu. Mai rău când merg la oglindă acolo, dar nu știu de ce. A, e, pot să fac animația asta în oglindă. Ia. Yeah. Care? Stai că vin și eu. Ia. Aia care vă aveam eu. Uite așa. Uite ce am, uite ce am la piept. Vezi? Poți să merg cu mâna așa. Da mă, știu, am avut eu pe asta înainte. Am o rotiță la piept. Dar tu știi că dacă te bagi în piscină cu asta și ies, să scoți toate hainele, aia să mâne la gât. Tu ai rămas cu mâna, lol. Rău. Lol, cum vreau să zic cu mâna. Băi, mi-a rămas ușa în sus. Nu. Bă, mi-aș dori și o mașină de asta în realitate. Nu. Mie îmi place cum mi-am făcut Zentorno, cu albastru ăla și cu galbenul. Mi-am făcut totul roșu, așa ca foc, așa să se vadă. Și mișto că fiecare are mașina diferită. Da, e cu personalitate, te rog frumos. Vrum, vrum. Ah, singura mașină pe care mi-aș lua un moment de față ar fi Infernusul, pentru că chiar îmi doresc un Infernus. Dar o să fii dezamăgit că o să vezi că nu se tunează mai deloc exterior. Da. Dar nu contează, mie îmi place cum arată ea în sine, adică nu prea mă interesează dacă se tunează sau nu, știi? Ați fugit? Da, eu m-am îmbrăcat și am fugit. Și eu m-am îmbrăcat și am fugit. Ulu! Bun, challenge-ul de azi. Cine conduce cel mai mult pe autostradă cu Zentorno fără să facă accident deloc? Și o să trebuiască să vă uitați pe videouri și să vedeți cât au făcut fiecare. Să ne spuneți în comentarii dacă vreți, bineînțeles. Știu eu început de autostradă. Hai să mergem acolo și începem de acolo. Hai, merg după Mihai. Merg după Mihai. Hai după mine. Știe el un drum mișto. Mi s-a părut destul de interesant acest challenge și e mai diferit decât chestiile standard pe care le facem de obicei. Și mai ales cu Zentorno, care e o mașină genială, știi? Mm-hmm. Nu știu, deci asta e una din preferatele mele pentru că are stopurile alea. Deci stopurile alea sunt unice. Îmi plac alea de pe spate, găurilele alea. A, da, și alea.
Dacă așa pe acolo flăcări, cum era? Mamă! Dar chiar există mașină care arată așa? Da, eu am văzut un zidorno, mai dat cu Max. Era, conducea un arab de ăsta, sau cred că era arab, nu? Îi spune Lamborghini Veneno, parcă. Uite-mă pe ăla! Cum a intrat în mine? Deci nu vine să cred. Intrat în tine? Da, deci mergeam cu dreptul înainte și l-a făcut spre mine. Trebuie să volan. Stai așa că vin și eu și... Să ne gândim pe unde exact, pentru că... Să ne facem un traseu? N-ar fi mai bine să mergem în contrasens? Nu știu. Ar fi mai... Ar fi mai... Uite, de aici începe... Că mă gândesc că dacă mergem pe aici putem să mergem o lună. Fără să facem accident, pentru că nu cred că e așa de greu. Dacă mergem în fără... Știi mergem... cum îți taia eu fața? Nu știu ce să zic. Dacă mergem, ar fi mai interesant... Ia stai puțin să mă uit. Ce? Stai să văd... Faza că stai... Ai eu brusc că se spere. Stai stânga sau dreapta și nu poți să anticipezi. Și... Da, dar e mai interesant să știi. A, uite, da, chiar, mi-a tăiat fața. Stai fața, nu prea poți să mergi mult. Wow, wow, wow. Așa când fac, când mergi în direcția lor. Ai dreptate. Să stângă, ai timp să frânezi. Ai dreptate. Stai, bă, mi-a tăiat fața de m-a aruncat pe sus. Hai. Nu te-a călcat trenul? Că aproape. Aulu. No, e aproape imposibil pe contrasens, adică știu, dar aia nici ți-am zis, nu. Nu că o să facem pe contrasens dacă motocicletele. Ce faci? Oh, da. Te duci pe acolo. Bine, asta probabil în episodul următor, dacă e. Da. Hai, pe aici, mai în față. Hai. Haideți aici. Începem de aici. Cum arată mașina mea acum? Wow. Bă, dar bușește ăsta mașina. Nu bușește, mă, n-are nimic. Cum, nu l-ai văzut pe tipul ăsta care e pe pasiv? Pe ăsta pasiv nu poate să ne bușească pe noi. Nu are coliziune cu noi. Hai. Poate să bușească alte mașini, dar n-am. Dar 3, 2, 1 și gen... Hai. Toți trebuie să pornim în drept. Stai un pic, să lămurim o chestie. Crash-ul se numește momentul în care m-am învârtit, când am atins o mașină, adică doar am zgâriat-o sau dacă m-am lovit și am pierdut. Fără să te atingi de nimic, practic. Deci trebuie când să nu zgârii nicio mașină. Când ai atins altă mașină, poți să faci cum ar veni, bă, să zici că ieși pe prin afară și lovești un stâlp, asta e altceva. Așa. Dar tu trebuie să te redresezi să mergi pe autostradă. Când ai lovit o mașină, dacă ai atins-o, aia înseamnă crash. Tu trebuie să zici, să fii onest. E, oricum, și dacă nu sunteți de seama că o să zipe fani. Hai. În comentarii. Hai. Deci, oricum, deci la crash anunțăm, da? Ca să okay. Știm. 3, 2, 1 și... Aoleo, bine că a intrat ăsta în mine, n-am ce să fac. Hai, începe de la început dacă a intrat de la no, hai, pornim așa, că n-ai... Trage continuare, nu... L-am bușit pe unul. Nu, hai să pornim mai din față, pentru că uite ce e aici. Ce butej aici. S-a întâmplat, am butej ajustat. Hai că intră ăsta noi. Dude! Oh my god, pe bun. Nu, a intrat în mine, dar n-am făcut accident. Dacă ăla intră în voi, ok, știi, adică nu se pune. Da. Pentru că n-ai ce să faci, dacă e alt jucător care și da. Hai, 3, 2, 1 și dați-i. Și dacă intrăm unii în alții, nu se pune. Nu se pun, doar mașini de... Doar alte mașini, da. Bine, și ăla dacă intră în noi, n-am. Ăla nu o să se țină după noi. Îți garantez eu, când o să luăm noi full speed. Da, full speed, știi, adică îi dai blăniță în față, n-ai cum, nu... Nu, nu lași butonul, nu lași butonul. Sunt. Oh, au poliția pe fundal. Da. Și nu-i din joc. E nasol că sunt atât de multe și nu... Gen, încerci să-ți dai seama în ce parte se duc dacă e să... Dacă trage unul spre mine, mă rup în două. Și eu sunt full speed acum. Nu! Am făcut accident. Nu știu câte secunde au fost. Oh my god. Tocmai am făcut... Ce-am evitat-o pe aia. Ok, eu tocmai am făcut accident, dar o să mă țin după voi. Hai, vino în continuare după noi. Să zic că ei când... O să-mi spuneți voi câte secunde am rezistat. Pentru că am încercat să le evit pe unul și am, și am sărit pe în afară și m-am învârtit, știi? Mă, ce băze. Asta mai trebuie o treaptă de viteză. Pe aici e ok, frate, dacă n-al aveam pe ăla în față, chiar, uite pe aici... Chiar uite, dacă ai observat vreodată, când conduci cu Franklin, știi în care puterea aia specială. Știu. Și atent, dacă intri în first person și apeși pe puterea specială, știi că mașinile astea sunt limitate toate din joc la 120. Uh-huh. Când joci cu Franklin, depășești 120 când activezi ăla. Ah. Și se duce la maxim, rău de tot. Și ar fi tare să... Dacă ți-ai aia mult pornită și ai viteză mare, când îl scoți, ai o viteză mai mare decât 120, adică îți dai seama în joc, știi? Ar fi tare să ai chestia asta și în multiplayer, știi? Să... Da, păcate noi. Ai turbo la motocicletă, dar nu compensează. De ce n-au băgat, uite, în San Andreas, de exemplu, există frate NOS la mașini, de ce n-avem și noi NOS în GTA 5? Avem un fel de NOS atunci, la start. Nu, NOS așa, normal, știi? Când că... vrem noi. Da. Da, dar ce-i drept, în San Andreas, n-avem NOS... În free roam, adică tot așa, nu puteai să-l folosești la infinit. Era un fâs și parcă se ducea.
Sau mă înșel? Eu știu că era destul de mult, adică băgai destul de mult. Free roam sau tot decât în curse? În free roam, nu în curse. Eu nu mai aveam nos? Da. Nu mai aveam camite ce... Știu că îmi puneam nos la tuning. Ia uite-l mă pe ăsta cum trage în fața mea de volan, doamne ferește. Cine-i spatele meu, pisica? Eu, da. Mașina roșie, da. Am prins o zonă mai liberă relativ de trafic și liberă, încă liberă. Da, stai că sunt curbe acum, eu sunt da, full acum W. Și, cu... și eu sunt full W, n-am ce. Băi, de atunci de la accidentul ăla nici eu n-am mai făcut accident, adică e liber pe aici. O sună Lester, sunt ocupat Lester, conduc. Nu vorbesc la telefon, ce conduc. Da, da, da. Nu răspundi! Și să vedem unde ajungem pe aici. Mă sună și pe mine, nu răspund. Că dacă ajungem într-o zonă mișto, să ne oprim, știi? Trecem de munte, dacă mai ținem așa mult, ajungem aproape de baza militară în direcția asta. Chiar, hai să sărim cu Zentorn în baza militară, vreți? Da. Dacă tot e în drum... Why not? Ne oprim la baza militară, da? Ok. Se consideră challenge câștigat dacă ajung la baza militară și n-am zgâriat nicio mașină? Bă, sincer, nici eu n-am mai zgâriat nicio mașină de când am făcut accident, dar asta e, na. Ei, ăla a fost... Că pe aici a fost liber, frate, adică... Da, dar știi cum poate să stai o mașină brusc față și ai văzut și tu. Adică știu, dar uite, de exemplu... E fiți. Acum, ved... da, ia uite-i mă, uite aici, de exemplu, unde... Acolo, în orașul ăla mic, a încercat unul să taie fața. Era să mă duc. Eu trec ușor pe lângă ei, nici măcar, dar fața-i să nu te apropii prea tare. Ia uite, ia, oh my god, cum era să intre la mine. Uite, ai vezi? Și uite, acum am început curbele. Și îmi stai aici vreo câteva curbe care n-ai cum să le iei la full speed, trebuie să frânezi un pic. E un full speed și nu renunți la el, știi? Nu, nu, full speed trebuie să dai, ăla e challenge-ul. Nu renunț, full speed sunt. Dacă pui frâna... Am pus frâna, am dat drumul la accelerație. A, și aici, la, aici în curba da, asta... Gata, aici în curba, în curba asta n-ai cum să pui frâna, n-ai cum decât dacă deci pui frâna. Deci aici ziceți da, câte minute ai, am rezistat. Eu acolo am dat drumul la accelerație și mă urmează o curbă. Bun. Și la fel, n-ai să cum să o iei. Bă, dar asta era challenge-ul, adică trebuia să pierzi acolo dacă era. Gata, am pierdut și una. Am pierdut eu, băieți. Hai să vedem. Am ajuns la baza militară, ce mai e fix aici, față. Hai să vedem. Mihai a câștigat. Da. Hai să vedem unde e baza militară. Ia să vezi cu ce sunt. Adică eu nu știam chestiile astea. Eu am avut impresia că mereu se rup. Ce anume? Chestiile astea galbene, uite, fii atent. A, uite că chiar se rup. Chiar se rup. Dacă o atingi ușor, se culcă și pe revine, vezi? Uite. Uiii! Vezi? Și dacă intri în ele din laterală de pus rupe. Din lateral se rup, da. Dacă le așa. Nu se rup. Tu pisica. Bă, uite, da, uite, uite un diner aici. Dinerul ăsta îl cumpără Flankin în single player. Aaaa. Și doar el poate să-l cumpere. Mergem la restaurant? Vreau aici la mici și bere? E mici aici, vreau și mici. Așa arată, de obicei la zone de astea mănânci niște mici cu muștar și niște bere. Da, aici, da. De seama, să stai la masă de asta, bem un sculeț frumos. Mamă, deci acum mi-e foame. Te doare spatele, pânicele astea. Ei, tu doare spatele. E cârciumă, pe bune acum. Uite cum sunt îmbrăcat. Eu sunt om de canapea, nu de cârciumă. Om de canapea, măi. Da. Băi, om de cârciumă, măi. Păi da, n-ai văzut cum sunt îmbrăcat? Mai dat pe spate cu chestia asta, om de canapea. În comentarii să-i spuneți lui Mihai în video lui, că e om de canapea. Nu, și în video meu să-mi spuneți, cu om de canapea. Om de canapea. Aole, câte comentarii s-au luat. Și pisica e pisica de canapea. Pisica de canapea, de aia care îți stea pe canapea foarte mult. Pisica, știi că gen pisicile sunt gherle pe canapea, știi? Ok, deci la pisica în comentarii vreau să văd pisica de canapea. Oooo, da. Și la Mihai, Mihai de canapea. Și la tine? La mine, Max de mici și muștar. Max de mici și muștar. Mici și muștar. Ia. Lol. I-am dat două firme la săritură, dacă vine să crezi. Mamă, cum am sărit, ești de bun. Fuck. Chiar, să ieșim din baza militară pe acolo pe la aeroport? Aoleu, stai că au început să tragă mine. Bă, putem să ieșim dacă vrei. Sau putem să furăm un jet. Da, nu mai vreau să mai fur un jet, că mă prinde jetul lor. Am încercat de dor să sar și... Să când lovesc... Cum sare mașina ciudat, n-am reușit. Aba, deschide ușa, deschide ușa că mor. Ce vrei să intri acolo? Am murit, m-am pușcat. Aaaa. Hai să văd... Unde te dă? Să văd unde mă dă, nu știu. A, m-a dat în afară, trebuie să fac rost de mașină. Te ia eu, ești rost de mașină. Vreau un... Aoleu, iau-te pe... De unde ai venit, mă? Am dat niște failuri cu săritura. Bagă-mă lângă un avion, vreau să iau un avion, să-l parchez aici. Ăla-i planul. Am loc aici. Tu unde ești, pisica? Mai ești acolo? Păi da, bineînțeles. Uite, Dani e rus. Dani e rus.
1856, 2016 minus 1856, stau prost la matematică. Sar, mă! Așa. Păi da. Îmi te duceai spre cealaltă chestie. Plăsc. Plăsc. Și asta-i plată pe dedesubt, zici că... Da. Chiar sunt mașini cu shield ăsta așa? Da. Există, da. Ce vrei tu? Avion? Da, da, da. Pe pisica, lol. Ce faci pisica? E. Fugăresc ăștia și sar. Da, am un aer. A, aici, aici, e perfect. Trebuie să sărim pe acolo, oare? A, frumos. Oh, fugi, mersi. Bă, e liber aici, așa că s-ar putea să poți să-ți decolez. Dacă nu-mi face vreo unul loc, știi? Avioanele de aici sunt diferite, adică pe astea nu poți să ți le cumperi de nicăieri. Sunt cele mai rapide avioane din jur. Eu ador jeturile, păcat că nu există și de cumpărat. Hetel, mă, cum a plecat și s-a prăbușit, nu? Ei, s-a prăbușit de unde? O mișcare de aia de, oh, doamne. Păi ca să nu tragă cu lansatoarele după dacă mine. Dacă încerc și o să decolez. Încerc să scap de poliție și îl parcăm undeva. Bă, dar ce rapid e ăsta, tu vezi ce repede, doamne frește. Decolează în instant, am decolat și eu. Lasă decolarea, uite cât de repede trec pe aici. Am ieșit și eu din... A tras unul pe mine. E mult mai rapid decât Hydra. Mult mai rapid. Nu m-a lovit. Și cotește foarte rapid, e șmecheră. O, m-a aruncat cu parașuta. Și înăuntru ai vizibilitate maximă. Gata, băieți, eu am terminat cu... Dar ce e chestia aia roșie de pe hartă? Ce chestie? E o chestie, o bulinuță roșie. Ah, dar chiar. M-au nimerit în aer. Pe bune? Da, încerc să le fură mașină la ăștia militari, să văd dacă reușesc. Încerc să scad de poliție ca să pot să aterizez în siguranță. Atras. Am scăpat, am scăpat. Bine, cred. Așa mi-a arătat. Adică oricum, m-a dat pe stradă, gata. Hai că vin. Unde sunteți voi? Că vreau să aterizez lângă voi. Eu sunt afară. De ce? Eu sunt acolo, la săritură. Nu, nu mai săriți. Eu nu mai sunt afară, ești afară. Stai să-mi pun și eu waypoint. Bag roțile. M-a călcat ăsta. E aici? Da, vin acolo. La pică? La pică. Rum, 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 rum. Aterizează aici pe plajă. Pleacă, 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 pleacă. Iisuse. Păi te-a văzut ceva drăguț aici. M-am dat la fix la parte. Mi s-au dus geamurile de ia tot. Ia uitați băieți ce-am găsit aici, foarte drăguț. Nu știu ce ai găsit. Aole, unde ești? Hai, Maxus, merg, conduc până ia, acolo. Ia-l pe ăsta ce are, cu ce-i îmbrăcat ea. Uite-te. Ce n-ai bă, zici că e predator? Nu, e armură militară. What? E costum de motocross oare? Că vezi că are buți. Săracu. Hai să vedem ce a găsit pisica. Unde s-a unde e? Nu știu. Urcă de mașină. Sau... Ce mașină mă, că am avion? Aaa, ce de-astea. Am adus-o tu cu avionul. Stai că vin pisica. Ce-ai hai găsit? E un loc, un pot cu o costă mică și cu o barcă acolo înăuntru. Barca de-aia cu vâzile. Poți să iei barca? A, nu. Nu, e suspendată. Nu știu. Cum ar fi să poți să-i barca, să dai la vâzile? O, ar fi genial. Ce s-ar întâmpla în triunghiul Bermudelor la o barcă cu vâzile? Eu cred că tu mori. Vâzlele. Nu cred că se întâmplă nimic cu barca, dar tu mori, adică... Da, asta aș bune și eu. Dar, nu știu, ar fi aiurea să mori așa din cauze naturale, brusc, poc? Nu știu. Ar trebui să fie să rupă barca sau ceva, știi? Să-i rupă vâzile, să fie ceva comic. Să vină un rechin uriaș și să te mănânce cu tot cu barca. Cum ar fi? Ajung și acum. După mine vine armata, apropo. Ți-ai cumpărat pistă aici, nu? Se băgă cu citul. Dar sunești tu la Lester, Max. Crezi că mă scapă? Bineînțeles că te scapă, dă niște bani. 4 stele, aoleu, tu știi, tu știi cât sunt aici? Cât sunt aici, ce? Oameni! Gata, am scăpat. Hai. Îți place cum l-am parcat? Îți place? Îți place cum să-mi placă? Da. Ha-ha. Mamă, ce mișto se vede. Face băieți! Alo, stai că m-am sunat. Bă, la tot scrie în rusă. Să ne traducă cineva ce zic ăștia. Zic și acum zis... Care, știe cineva rusă în comentarii? Da. Să știm care dacă ne înjură sau nu. Fii atent, îți dau un hint, scoți telefonul, pornești Google Translate, faci poză și îți traduce el. Pe bune? Da. Păi, inteligente, bă, telefoanele astea. Bă, ce pot să zic? Vreau să sar nuțul.
Și că am cuțit în mână, nu cred că vrei să încerci. Ia pe mică. Ia, eu încerc să sar de aici. Deci am să iei. Eu să cazi fix. Mi-a dat damage. Mică roapa. Bă, ce frumos se vede de aici, ce mișto. E soarele ăsta, momentul. Poți să sar în barca asta? Da. Aș vrea să scot barca asta de aici, dar nu cred că merge. Nu? Nu merge. Poți să m-am urcat în ea. Au, m-am dat cu capul, deci. Am văzut. Cum îi zice? Oare poți să împing cu mașina, ce zici? Olo, nu. Nu, cred mai, cred că e lipită cu corega acolo. Fac. Corega. Ia, eu mă duc să încerc totuși. N-am nimic de pierdut. Nu pot. Nu merge. O să dau cu parbrizul cel mai mult în ea și o să mă arăt motorul, dar... Bă, sunt ceva oameni pe sesiune. Aș vrea să încercăm din nou Every Bullet Counts, dar mă îndoiesc o să vină lumea. Hai să încercăm. Mihai, bagă Every Bullet Counts, dar nu cred că o să meargă. Să Mihai. 14. Noi l-am chemat pe Pink, dar n-a fost disponibil să vină, din păcate. 15. Bă, e o șansă că sunt ruși. Știu că la ruși îi place să omoare. Bă, Mihai, bă, ce cătim cu parbrizul, bă, iau-ți, bă. Ce să facă? Ai, urcă-te la mine, mașina, să te plimbi. Nu, no, că dau star la cursă și mă bag în sesiune. Bine, de la aici, cursă. La cursă, am zis cursă, nu? Da. Da. Ce ai văzut tu? Every Bullet Counts? Da. Da. Vreau un first person lock. Bine. Chiar vreau, adică, uite, să nu zică lumea că nu vreau. Chiar vreau, dar dacă nu găsim... Dorește. Dacă nu găsim oameni... Bă, mi s-au rupt alea din spate, ești nebun? Nu mai pot să cotesc. No, solo, aruncă-te repede. No, no. Nu, bubuie. Numai că nu pot să-l controlez, să văd că pot să-l aterizez. Nu vreau să fie noapte, vreau să fie dimineață, nu vreau să-l po. First person, confirm auto-invert. Gata. Seamnă că se controlează fără chestiile alea din spate. Nu pot să zbor prea mult cu ăla, nu? Puțin, da. Bună. Ah, m-am dus, m-am bubuit. Da, te-am zis că nu, odată ce se rupă alea, singura chestie care poți să faci, să planezi dacă reușești să-l ții drept, știi? Și să aterizezi așa forțat undeva. Bun, deci vă duceți la pisica și la Mihai pe video. Aolea. La pisica, pisica de canapea. Mihai de canapea. Și Max mici cu muștar, nu? Sau cum ai zis? Da. Mici cu muștar. Bă, nu... Era tare dacă venea și Pink, frate, pentru că eram 4 oameni și era mult mai ușor să intrăm în misiunea asta, știi? Da. L-ai ocupat, n-avem cum. De-aia am și scris în descriere că joacă cu noi când vrea el. Da. Încă m-am întrebat lumea că de ce nu jucăm cu Pink. Când vrea el, noi îl invităm, adică. Da. Bă, sunt oameni pe care i-ai invitat acum, sper să vină careva, uite, Dani ăla, frate, să vină Dani, că e rus. Cheamă Dani! Din playerii aia care s-au ținut după noi, mă gândesc că poate ar intra unul din ei. Mai sunt pe sesiune oamenii? Nu cred că au ieșit, că încă îl văzusem pe unul cu curuma pe lângă noi. Da, dar nu-și dau ei seama, bă, ăsta e misiune la ăia, pe care i-am văzut azi. Nu cred. Dacă bă, e o misiune, nu vreau să fac. Dacă ai puțină memorie vizuală, recunoști acolo, pe lumea. Bine. Paza e că dacă ai interes să faci free roam sau dacă ai interes să faci misiuni sau bani, știi? O să stăm vreo 2 minute să vedem dacă e. Dar dacă nu, trebuie să te gândești la ce misiune să facem. Știu că e una nouă, dar nu poți să o faci decât în mulți playeri. Cred, ai inch by inch sau ceva de genul. Da, mă aștept să fie minim timp de 2 versus 2 din ce am văzut, deci iar 4. Hai că schimba playerii, e bine. Se mișcă rapid la schimbarea playerilor la invitare. Uite, a intrat unul. Frumos. Ai pus să-i dai start imediat. Da. Chiar dacă iese, noi putem să jucăm. Nu fac griji. Hop așa, gata. Dai. Uite, e îmbrăcat în polițist. Dai Mihai, nu mai stai așa. E îmbrăcat în polițist, are costumul de polițist. Deci cred că toată lumea e din IGN. What the fuck? Aproape toată lumea. Ok. Chiar, am uitat să mă uit să văd dacă pot să schimb... Da, ai zis că nu pui noapte, e noapte. Nu am pus noapte. Nu era noapte. Nu scrie noapte. Nu scrie că e noapte, să vezi că e zi. Aici în misiune că default e noaptea. Nu cred. E bug ăsta. Alo. E bug, fii atent, să vezi că și afară e și soare. Da, e soare, lol. E dimineață așa, când jocul e și afară. E dimineață în joc. Ok, first person, Every Bullet Counts, toată lumea a vrut chestia asta, așa că super că a mers în sfârșit. Dacă văd pe cineva aici. Mi-e frică. Am văzut pe cineva. Aolo. Care v-am pușcat, măi, unde? Care-i mă acolo sus? Care-i mă? E Mihai ăla.
Mihai, de ce ești rău? Nu știu rău. Dar a trebuit să luăm pe săracul băiat. Ești agresiv. Cu blanțele. Ești agresiv, Mihai. Da. Mai ești acolo? Nu. Ai fugit? Da, cum? Nu ai fugit, vino coace. Nu coace, nu fugi. Era Max sau era pisica? Cred că pisica adică te-a omorât. Adică erați amândoi? Acolo eu eram în altă parte, dar pisica nu știu unde s-a dus. Cred că era tot acolo și m-am întâlnit cu ea. A, lol. Știu unde e. Lol. E foarte greu din first person să-ți dai seama, da. Amândoi sunteți în alt mod, asta... La naiba. Am dat să apăs frate și să-mi bag piciorul, n-am realizat. Eu m-am speriat că eram sigur că te-ai dus afară. Pisica s-a dus prin garaj, cred. M-am prins pe amândoi și n-am apucat de să-l mor pe unul singur. Eu am tras în Mihai, i-am tras exact în piept și n-am murit, înțelegi? Nu știu cum. Nu mor. Da, nu, e nemuritor omul, dacă îi dai în piept, n-are treabă. Ah, l-am murit pe ăla măcar. Da. Dar e nașoară zona de sus, că n-ai cum să pleci safe, pentru că se plimbă toată lumea pe jos și acolo... Păi nu te mai duci sus, stai afară. M-a dat sus. Fugi afară. N-ajungi, că te vânează unul neapărat, adică te întâlnești cu doi player minim în drum spre afară. Ia, hop așa, hop așa. Ah. Băi, care ești, mă? Care ești, mă, rău acolo? Care ești, mă, rău? E Mihai, că nu mai I am... I missed! Vino cu aici. Mihai? Chopping time! Lasă-mă în pace! Aola, trage mine cineva! No, nu mai am viață, frate, că mi-a tras cineva în mine. Doi! Lol. Oh, să-mi bag piciorul, frate. Pleacă! Unde ești? What the fuck? Where are you? Ah, te-am văzut. No. Iisus, aha. Ce-i să faci? Te bas cu aerul. Am crezut că face magnet pe tine. Ah. Și mai e tipul ăla. Dar e ciudat. Cum se vede din first person, e frate. E ciudat movement-ul, da, uite, de exemplu, vreau să întorc camera și să dau pe tine și n-am putut. Adică am tras de mouse, știi? Unde? Ăla are gloanțe, cred, nu? Da. Ah, mai... Ah, e afară, l-am văzut. Te-am văzut și eu. Aolo. Nu! Plusc! Încă o dată! Încă nu dată. Se poate, nu! Frate, ce e asta? Ca da două palme, ce stai jos. Oh my god. Doamne, cum e din fără... E cum... Ca și cum te ca altceva, complet diferit. Și e mișto că am descoperit chestia asta, putem să jucăm doar din first person, cu loc, că putem să rejucăm misiunile și să ne spuneți în comentarii ce misiuni vreți să rejucăm cu first person only, pentru că e ca și cum ai jucat ceva diferit și e super tare. Cred că dacă ai jucat GTA de la început din first și pe aia ai jucat din first person, ți-ar prea juca mai ușor. Da, cu siguranță. Din first person nu prea ai vizibilitatea. Da, și te înveți să te uiți în toate direcțiile și așa în first person deja vezi totul, știi? Știu. Știi unde să te întorci, ce să faci. Bă, știa. Ne veniți cum să vă bat. Bună. Ghiciți ce am găsit ieri. Ce ai găsit tu? Arme. Pe jos e o armă. Pe bună? Da, găsești. Sunt vreo două... Am trei glonțe acum, am pus să vă... S-aud explozii și chestii. E mist. Oh, n-o să vă vină să credeți unde sunt eu. Țări-mi pisici! Hai, lasă-o mă în pană mea, că nu l-am văzut. Da, nici n-aveai cum, nici n-aveai cum să mă vezi unde sunt, am descoperit o nouă zonă. Deci? Ai descoperit o nouă zonă? Da. Păi, dar eu te-am văzut acolo. Unde n-ai bești? Taci din gură, nu zici. Deci? Nu. Mă simt, nu mai că vreau să zic altceva, mă simt atât de nașpa că nu pot să văd în spate și parcă... Păi știu, asta e și ideea, Da, deci nu poți sta pe loc, că apar pe hartă? Unde n-ai bătut dus? Aici. Nu? Nici aici. Unde n-ai băști? Ți-am zis că ai descoperit o nouă zonă. Nici aici. Pisica mă vede, dar nu zic nimic. Dar nu zic, măi, ce ai. Da. Era să te confund cu o vază. Max, Hex. Ia, nu! Nu mai trebuie. Ai ratat două. Crezi tu?
Așa m-au auzit două. Mau, nu văd nimic prin boscheții ăștia. Unde erai? Pe casă. Ca pe casă? Da. Da, m-am știgat, da, știu și pe unde. Pe casă, dar nu credeam că e posibil și nimeni nu știa că s-a acolo. Deci nu... Credeam că te-ai dus undeva sus, dar nu eram sigur dacă pe casă sau la Michael în dulap și m-am dus să verific acolo. O da. Bun, asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam! Pam!